stimați telespectatori, suntem în studio Atlas TV. Am plăcerea să stau de vorbă cu domnul Sorin Tudose, un fost coleg de presă, o persoană care, prin inițiativa căreia s-a lansat cartea deja, s-a lansat, da? S-a lansat deja o carte care mie personal, că sunt aici din Focșani, îmi merge la suflet, cum să spuneți. Cartea se numește Focșanii de altă dată. Dar despre această carte, bineînțeles că lăsăm pe Sorin să vorbească. Salut! Bună ziua! Bine ai venit la noi! Mulțumesc de invitație! Cum ți-a venit ideea? Bun, hai, încep să povesti. Proiectul acestei cărți s-a născut undeva prin 2013. Am văzut un album cu Brăila de altă dată, tot așa realizat în condiții grafice excelente, și erau acolo colecția de vreo 300 și ceva de imagini, 400-500, nu mai țin minte, oricum foarte multe. Și când am văzut albumul respectiv, am vrut să aibă și Focșani o astfel de lucrare. Eu deja strângeam fotografii și cărți poștale deja de vreo 3 ani și ceva. Între timp, cred că sunt 4 ani de când, mai bine de 4 ani de când strâng cărți poștale și fotografii cu Focșanii de dinaintea perioadei comuniste. Și am zis, hai să le pun într-o formă tipărită și să se poată bucura și cei care... Și cei care nu au acces la internet. Și oricum, o carte rămâne mai mult decât ce aș publica pe internet. Dar am văzut că ai pus-o, e bilingvă. Da, este bilingvă pentru că am vrut să circule și în exterior și să ajungă, sunt foarte mulți evrei care au rădăcini în Focșani și probabil că copiii nepoților nu mai știu românește sau nu au știu niciodată, și am zis să o fac accesibilă și publicului din afara României. Care unul dintre acești evrei este doctorul Dorinel Bernstein, care a donat orașului clădirea în care se desfășoară activitatea Inspectoratului de Cultură. Este o donație a unui evreu, o familie de evrei, familia Dr. Bernstein, care a donat această casă, că mulți au venit să ceară înapoi, mă rog, treaba lor, erau bunurile oamenilor, dar acest domn pe care îl salut, dacă ajunge în mâinile lui acest interviu, am spus-o între ghilimele cu mâinile, îl salut din tot sufletul pe Dorinel și tare m-aș bucura să-l revăd. Tu nu știi, Sorin, că ești mult mai tânăr decât mine, dar Focșanul a avut niște case boierești superbe. Case boierești superbe pe care buldozerele, îmi pare rău că o spun, buldozerele comuniste le-au ras de pe suprafața pământului ca să facă blocurile astea, betoanele astea în care murim de căldură acum, da? Din fericire, să zic așa, măcar foarte multe din aceste case boierești și nu numai s-au păstrat în fotografii și în cărți poștale. Eu, împreună cu un prieten, Petru Mincu, le-am strâns, le-am colecționat și le-am dat o formă tipărită pe care o vedeți acum. Dar vezi și tu că dacă te uiți pe album, și o să se uite telespectatorii, că sunt sigură că o să-și procure acest album, vezi Strada Mare, de exemplu, mi-a căzut în mână, adică am deschis întâmplător. Aici era o clădire, era Banca Focșanu sau nu știu ce era. Nu, era Banca Economiei, Banca care ulterior a fost Școala de Muzică. Unde a fost, asta am vrut să spun, Școala de Muzică, unde am învățat și eu. Și vreau să-ți spun că pe lângă căsuțe mici cu tarabe, cu magazinuțe evreiești, pentru că Focșanu era populat cu foarte mulți evrei în perioada și după aia până prin 60 ceva, pe lângă asta erau și niște clădiri care atestau o anumită valoare sau care dădeau o anumită valoare Focșanului, pentru că erau mulți oameni în vârstă aici, mulți oameni bogați aici, care au investit în clădiri deosebite, în teatru și Ateneu, nu? Este aici donația unei singure persoane, a lui Maior Gheorghe Paschia, care, am mai spus-o, stătea pe trotuar și mânca pâine cu măsline și se uita cum creșteau cele două clădiri pe care le-a donat definitiv celor municipalității. Da, spune-mi, te rog, mai departe. Dar înainte de asta vreau să te întreb, tu ai vreo școală, Sorin? Că ai fost jurnalist. Am fost jurnalist, am terminat științe politice la Facultatea de Filosofie Alexandru Ioan Cuza la Iași și ulterior am intrat în jurnalism.
dar printre altele mi-am găsit pasiunea asta pentru vechiul Focșan și nu numai, pentru România de altădată în general. Jurnalist, adică la, ca jurnalist nu ți-ai găsit o vocație, nu ți-ai găsit o pasiune ca să devii, să rămâi jurnalist? Dar sunt în continuare jurnalist, mai scriu pentru Ziarul de Vrancea, în principiu tot materiale legate de vechii Focșani, că asta mi-e este drag vechiul tău. Oraș. Da, e hobby-ul meu, unul dintre hobby-urile mele. Este un... Și care mai este? Altul care mai e? Cinematografie. Da? Îți place? Mm-hmm. Și de ce nu faci facultate de cinematografie? Sunt extrem de dedicat focșanilor de altă dată. Da? Bine, și asta toată viața, toată viața asta îi se face, să fii dedicat focșanului de altă dată? Nu e exclus, pentru că mai sunt multe imagini de descoperit cu vechii focșani și pentru mine orice imagine nouă descoperită îmi încântă sufletul. Ai de gând să mai scoți un album și încă un album și încă un album? Nu știu dacă o să mai scot sau nu, dar cert este că focșanii mai au mult de spus vizual, focșanii de altă dată, că cel de astăzi este sensibil mai urât decât cel care a fost odată. Focșanul era un oraș foarte romantic, să știi, mă uit aici, Strada Mare, era într-adevăr o înșiruire de căsuțe, unde se, căsuțe de magazinuțe, de-astea mici, în care, dar, era, ții minte, o librărie, pe stânga, librăria unde era librar domnul Weinstein, un om deosebit, Dumnezeu să-l odihnească, și care era teroarea familiei mele, de ce? Pentru că îi punea în fiecare lună tatălui meu un vraf de cărți deoparte, și tai că-mi bineînțeles că le cumpărați pe disperarea mamei, pentru că costau foarte mult, bani erau puțini, dar un om deosebit, un om de o mare finețe și un om cult și asta e. După aia erau niște, era o cofetărie unde se mâncau prăjituri foarte bune, Macu Roșu, parcă îi spunea tot Macu pe Strada Mare. Pe dar cea mare. Mai populară cofetărie a aparținut cofetarului Vasiliu, a cărui fotografie se află la sfârșit, da. Ultimul capitol este dedicat personalităților pe care Focșanul le-a avut și figuri mai cunoscute. Te rog să-mi arăți, ia uite ce frumos. Ce... De unde ai făcut rost de aceste fotografii? În principiu, fotografiile de familie sunt adunate de la zeci de vechi familii focșănene, în vreme ce cărțile poștale și fotografiile cu aspecte din oraș sunt cumpărate de pe site-uri de profil, de pe, din anticariate. Vezi, aici sunt niște date, 1800, 1826, 1882, Gheorghe Longinescu, iată. Da, i-am pus pe toți longineștii, farmaciștii, Oraveți. Oraviți, Oraviți, sigur că da. Prefectul Țiroiu. Țiroiu, sigur că da, mi-aduc aminte de doamna Silvia Țiroiu, prietena mamei mele care venea în vizită când eram copil. Banca, nu, nu banca, școala, liceu comercial. Liceul comercial, unde a predat și tatăl meu într-un timp și unde am făcut o emisiune cu niște absolvenți de acum ani de zile. Nu mai știu pe unde este, adică nu mai știu, trebuie să caut emisiunea și chiar aș vrea ca să o revadă telespectatorii. Să știi că, într-adevăr, acum mă uit mai atent, deși am cumpărat deja un album, stimați telespectatori, dar l-am cumpărat pentru niște prieteni care vor să-l trimită, l-am făcut cadou prietenilor mei, vor să-l trimită în America băiatului lor care este medic acolo. Uh-huh. Și au fost extaziați, mi-au dat telefon, eu n-am avut timp să mă uit foarte bine, că imediat ce l-am luat de la Sorin, l-am dus, eram bucuroasă de tot că pot să fac bucuria acestor oameni și m-au sunat să-mi spună că este un album excepțional de bine lucrat și muncit. Ți-a luat ceva muncă, nu? Să știți că n-aș fi crezut că e atât de multă muncă la un album de fotografie până la urmă. Dar a meritat 100%. Munca. Și munca. Ți-ai scos banii ca să te întreb așa cum se... Ar trebui să mai vând ceva albume ca să-mi scot banii, dar am vrut să rămână ceva pentru orașul Focșani, mai ales că orașul nostru nu avea nimic de această învergură și am considerat eu că merită să aibă. Și într-adevăr, să știi, și eu sunt de aceeași părere, satisfacția... Bucurile sufletești rămân definitive. Asta că am câștigat, că n-am câștigat, că nu mi-am scos banii, mi se pare vulgară chestia, mi-am scos banii. Dar ai făcut un lucru excepțional și, într-adevăr, ți-ai înscris numele definitiv în istoria Focșanului prin acest album, să știi. Da, mi s-a mai zis, dar nu asta a fost... Ți s-a mai zis?
intenția mea... Îmi pare rău că n-am fost prima care am zis-o. Da. Eu am zis că toate aceste fotografii sunt 375 de fotografii alese pentru album. Am zis că trebuie să fie publicate și într-o variantă accesibilă publicului de oriunde și de toate vârstele, pentru că sunt mulți oameni în vârstă care voiau, le era doar de vechiul lor oraș, de orașul tinereții, copilăriei, oraș pe care nu mai au unde să-l mai vadă decât în fotografii și iată în acest album. Și să mai știe despre personalitățile care s-au născut aici, că a fost un focar, între ghilimele spus, de personalități care au impus județul nostru, să spun așa, în lume, nu numai în țară. Uite, mă uit aici la familia Huzum despre care ai pomenit. Păi de asta, spre deosebire de alte albume de gen, am dedicat un capitol întreg personalităților din Focșani, pentru că nu există oraș frumos care să nu fi dat și personalități. Ori orașul nostru a avut, mă uit aici la Sergiu Huzum, cel care a lucrat cu Lucian Pintilie la reconstituirea unul dintre cele mai bune filme românești, poate chiar cel mai bun. Inginerul Bazgan. Bazgan, sigur că da. Tatălui care a fost preot. Preotul Bazgan, sigur. Biserica Sfinții Apostoli. Sigur că da. Cine mai este? Bineînțeles, cofetarul Vasileu, care e foarte popular și acum. Aici este cofetarul Vasileu. El este, da. Ce prăjituri bune mâncam noi de la Vasileu, dar era electrica în Focșani, era acolo unde este acum, ce să spun eu că este acum, ba da, unde e casa corpului didactic, stimați telespectatori, acolo era sediu electrica. Lângă, în dreapta, era o salcie și cu o curte particulară, o casă particulară în care își vindea, unde locuia cofetarul, da, Vasilescu, și unde, după aia s-a mutat în piață, și unde mâncam o înghețată excepțională și de vanilie și de fistic și de ciocolată. Avea niște cremșnit nemaipomenit pe care nu l-am mai mâncat după ce a murit Vasiliu. Plezir, niște prăjituri lungi, așa, cu cremă în mijloc. Eu doar am auzit de prăjiturile astea, doar auzit? Lumea zice că erau absolut fantastice. Erau, într-adevăr, eu dacă aș avea bani, aș deschide o cofetărie gen Vasiliu. Eu sunt sigură că cu talentul meu culinar îl întrec pe Vasiliu, da? Da. Și avea pe Marlena, pe una dintre fete, foarte drăguță, era elevă la liceul Cuza și mai avea o fată, Viorica. Și așa mai departe. Și doamna Vasiliu, care venea și ne punea înghețata, că era tot de-alea pe un coșuleț și una ceva cu o cu un aparat pe un dreptunghi, așa, o chestie ne punea înghețată. Da. Să știi că, într-adevăr, numele lui Vasiliu și cei de la cofetăria Nestor de la București au despre el. Da, pentru că eram elevă în București și m-am dus să mănânc, nu știu, prăjitură, cubjac, parcă, iarăși o prăjitură, o chestie, o înghețată, fină de tot. Și nu știu cum a venit vorba, a venit cineva din atunci, era încă Nestor, și am spus că de la Focșani. O, de la Focșani, de unde este domnul Vasiliu, cofetar celebru. Păi am scris la un moment dat un articol în Ziarul de Vrancea despre cofetarul Vasiliu și cred că a avut mii de accesări, ceea ce înseamnă enorm de mult în comparație cu alte articole obișnuite. Da, 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 pentru adică că mulți ne-am bucurat de... l-a ținut minte și... Aici e un portret de nuntă de la 1905. Aici sunt niște fete... Fete de liceu. Uite ce frumos sunt, da, fete de liceu în port național. Dar uite cum arătau fetele de liceu, cu părul strâns sau alte cu uniforme. Și fetele de liceu nu plecau la 9 seara de acasă ca să vină a doua zi dimineața de la bar sau de la cluburi. Dimpotrivă, aveau voie să meargă la cinematograf cel târziu până la ora 7, de la 5 la 7, și însoțite fetele de liceu. Dar timpurile se schimbă, lumea a evoluat și îmi pare bine că avem mai mult bun simț, nu se fură. Moralitatea este pe planul întâi, s-au transformat în bine lucrurile, așa este. Da, aici ce este această fotografie? Acolo e portretul, e o poză de familie cu negustorul Dumitru Rădulescu, care avea magazinul în piața Rădulescu, sigur că da, da. La piața Unirii, cu întreaga lui familie. Am auzit, nu-l cunosc, dar am auzit de familia Rădulescu. Și aici?
Acolo e Tița Pavelescu, Tița proprietara Pavelescu, unui da. ziar interbelic naționalist, dar oricum o figură importantă în Focșani acelor ani. Da. Iar aici sunt niște fotografii făcute înainte de Zeitmann, 1900 familiei Zeitmann, așa. De fotografii cei mai vechi din Focșani. Cam toți sunt înainte de 1900. Fotograful Ionescu, ai auzit de fotograful Ionescu? Sigur că am auzit, dar din păcate din ce a făcut fotograful Ionescu n-am reușit să găsesc fotografii, mai ales de exterior, ce mă interesează mai mult. Mai ce era la Focșani pe vremuri? Bine, vorbesc când eram eu elevă și când lumea era mult mai așezată, dacă pot să spun așa. Totdeauna se zâmbea când se răspundea sau când se dădea bună ziua. Nu prea își permitea lumea să vorbească. Bine, bârfa a fost totdeauna, dar grosolănii și mitocănii și așa ce-mi vine mie la gură să spun despre cineva, păi s-ar fi supărat mama mea, cred că mă și bătea dacă mă auzea că vorbesc. Sau să mă lase să vorbesc despre un profesor, să vorbesc urât, sau să îmbârfesc o prietenă, sau să spun lucruri necuvincioase despre cineva. Nu era voie. Și să zic că nu numai la mine, la 90% dintre familiile care trăiau atunci în Focșani, bunul simț și educația era pe primul loc. Chestia asta cu bălăcăreala și cu jigniri face parte dintr-o educație a celor care s-au dezvoltat acum după Revoluție, familii precare care s-au văzut dintr-o dată pe locuri pe care nu și le-au visat niciodată și care cred că sunt o anumită treaptă socială care îți permit să denigrezi, să spui măgării despre oricine. Asta e o chestie de absolut, de elementar bun simț, ca să tatăl meu, pe care mulți l-au avut profesor, îmi spunea, dragă, să știi de la mine că un om educat, prima condiție a unui om educat este să nu jignească niciodată. Și asta ca replica unei atitudini ale mele care nu i-a plăcut. Mm-hmm. A spus, tu vrei să fii un om educat? Prima condiție este să nu, un om educat nu jignește niciodată. Tu ce părere ai de ce se întâmplă acum, bălăcărea la care după este? După jumătate de secol de comunism, cred că aproape aș putea spune că am fost modificat genetic. Adică toată cultura și educația pe care poporul român consider că și-a făcut-o până la venirea comuniștilor a fost ștersă cu buretele de 5 decenii de asuprire roșie. Da, dar să știi că în perioada aia de asuprire roșie, că așa a fost, asta nu pot să te contrazic, să știi că nu prea ne dădeam drumul la gură cu foarte multă ușurință, poate și de frică. Mm-hmm. Nu, nici în școli, nici nu aveam voie să stăm așa, să ne bălăcărim, să ne... Nu. Era totuși decență, încă mai era decență. Tot tăvălugul ăsta mitocănesc a venit după 90, în care oricine, dar absolut oricine, poate să spună oricine despre orice despre oricine, e adevărat, nu e adevărat, nu contează, hai să-l facem, dacă vrei, hai să-l facem pe ăla, cât îmi dai să ți-l fac pe ăla și... Bine. Ești de acord cu treburi tău? Ești eu intelectual. Eu oricum sunt îndrăgostit de Focșani de altă dată, ori atunci nu existau... Sorin, să nu fim idealiști. Oamenii au fost oameni în toate timpurile. Absolut. Discuții, bârfe au fost în toate... Dar, repet, acum uite-te și tu de sus până jos ce se întâmplă. O bălăcăreală generală. Este voie? Este porți așa? Nu mă refer la ziare, la chestii de astea, nu. În viața de toate zilele, la asta mă refer. Ea s-a ajuns... Nu mai știi ce să crezi. Mi-am spus, eu sunt legat afectiv la o, adică de Focșani de altă dată. Ai o fixă cu Focșani de altă dată, da, și eu sunt, că eu am... Nu, dar am și stat de vorbă cu foarte mulți oameni în vârstă care au prins vechiul Focșan și am o grămadă de povești de la ei care, bineînțeles, m-au cucerit definitiv. Zi-mi o poveste de la ei, de exemplu. Hai, zi-mi o poveste. Uitați, e o ilustrată aici, dacă o găsesc, repejor. Știți că la vremea respectivă magazinele aveau niște denumiri hazli, să le zic așa. Uitați aici, era pe Strada Mare, era un magazin care se numea La Barza, care vindea, dacă țin minte bine, manufactură. Și la două magazine lângă La Barza s-a deschis un magazin care se numea La Vulturul de Mare cu Barzanghiare. Cel care și-a deschis magazinul era rudă cu celălalt și a vrut să-l tachineze cu numele ăsta. Și vedeți, Leon Kissinger
Mi-aduc aminte de o doamnă Kissy, o domnișoară, era elevă, de fapt, Kissinger, e da? Nissinger, cred. Nissinger? Acolo, Nissinger. Da. Da, că în germană G se pronunță, nu se pronunță G, se pronunță G. Nissinger, da, cred că Nissinger era. Erau mulți, erau toți erau evrei pe strada mare. În perioada interbelică, da, erau foarte, majoritari erau evrei, da, dar au fost da. Și români și armeni. Și s-au înțeles foarte bine, evreii și cu românii se înțelegeau foarte bine, era o comunitate evreiască în relație foarte bună cu cei cu românii de aici. Evrei erau oameni foarte educați, veneau la concert simfonic, se îmbrăcau foarte frumos, aveau un anumit gen de comportament elegant, întrețineau o anumită... știi, când au plecat mi-a părut rău, pentru că... Era un oraș cosmopolit. Era un oraș cosmopolit, respectivă. Aveam filarmonică la Focșani. Bine, asta nu e vorba despre cele două războaie mondiale după. Era filarmonică aici la Focșani, a cântat Richter la pian. Veneau toți cântăreții mari din lume, aproape unii dintre ei din lume veneau și cântau aici. Erau spectacole de operă cu David Ohanesian, cu știu că Ion Piso, da. 40, directorul teatrului de atunci, Victor Focșaneanu, a reușit să-i aducă la teatru din Focșani pe Maria Tănase. Oh, astea veneau și după aia au venit. Și după aia au venit. Constantin Tănase pe George Ionescu, dacă nu mă înșel. Cum să nu? Și nu numai. Au venit, spun, tu nu cunoști numele astea despre care Octave Nigărescu, nu Octave Nigărescu, nu Petru Niculescu Basu, nu mi-aduc că acum aminte. Herle a cântat la Focșani, David Ohanesian a cântat la Focșani, Arta Florescu a cântat la Focșani, Marta Kessler, era în fiecare săptămână era concert, pentru că era filarmonic aici și venea Ion Voicu a cântat la Focșani, Ruha a cântat la Focșani și era bătaie pe bilete. Sorin, a fost o viață culturală. Era bătaie pe bilete atunci. Acum, mai mare decât e acum în orice caz. Dacă vine un concert simfonic, nu știu câtă lume se duce. Atunci era bătaie la Voicu, la Ruha, la... Era o atmosferă intelectuală, oamenii își dădeau, repet, de aici pornesc, bună ziua, frumos, profesorii, toți scoteau pălăria când salutau sau când erau salutați de către elevi. Se vorbea, tatăl meu fusese coleg de facultate cu doamna Irodeanu, de exemplu, nașa mea, și își vorbeau cu dumneavoastră, da, deși era... au fost colegi de facultate și eram și botezată de ea și era și cununată mama și tata de... Această doamnă, familia Irodeanu, profesori renumiți, au avut casă pe Iorga, o leacă mai încolo de unde și-a cumpărat domnul Mazăre casa. S-a dărâmat. Cred că s-a demolat. S-a dărâmat, bineînțeles. Ca multe altele, ca prea multe altele, din păcate, dar v-am spus, eu sunt bucuros, dacă se poate spune așa, că măcar în aceste fotografii și cărți poștale s-au păstrat. Iar aici o contribuție uriașă a avut-o și ocupația germană din primul război mondial. Germanii la vremea respectivă au fotografiat poate tot orașul și au lăsat mărturii vizuale fantastice. Cele mai multe, cele mai valoroase se găsesc aici în album. E vorba chiar de imagini aeriene, de zone neimortalizate în alte cărți poștale românești, fațade de, adică strada mare, teatru. Cimitirul nemțesc l-ai filmat? E o fotografie cu cimitirul german undeva la sfârșitul albumului, la capitolul evenimente, e o fotografie din cimitirul german. Uite, vezi aici biserica asta, e biserica care a fost, din Piața Unirii. Vai, ce biserică a fost, și a fost dărâmată. Nu e biserica domnească acolo, e biserica din Piața Unirii, aici era, o clopotniță era, care s-a dărâmat, mi se pare, la... Nu, e demolată de mult, în 1905, era într-o stare de degradare avansată. Și... Da, biserica domnească o ai aici? Sigur, e... A fost o crimă cu cei care au pus umărul ca să dărâme așa ceva, era un monument. Așa, acolo, Sorin, când mi-aduc aminte, prin 70 s-a dărâmat, nu? De fapt, după cutremurul din 77 s-a demolat. Putea fi recondiționată, pentru că le-a trebuit nu știu câte săptămâni să poată să o demoleze, așa era de bine... Am auzit multe legende privind demolarea... Nu, așa este, pentru că știu pe cineva care mi-a povestit și care a fost acolo. Ei, la poarta bisericii, în dreapta, erau niște căsuțe, tot așa, niște prăvălioare evreiești, unde vara se bea bragă.
Și pe căldură de 40 de grade, că au mai fost călduri de astea foarte mari, evreii se întâlneau ziua în amiaza mare și în niște pahare de la subțiri la mijloc și beau ceai fierbinte pe căldură de 40 de grade. Asta e un obicei oriental, ca să poți să transpiri și să... Noi bem apă rece sau bem bere când ne e sete și când e cald. Ei beau, am imaginea asta. Sau văd că e și cu hala veche. Da, de fapt, cam tot orașul este cuprins în acest album, în măsura în care am și găsit fotografii, pentru că, nu știu, poate mulți oameni nu înțeleg ce a presupus întreaga căutare. Am fost, mă dat seama, 4 ani de zile prin anticariate, în târguri de vechituri, în zeci de familii, nu numai în Focșani și în alte județe din țară, ba chiar și în străinătate, ca să compun un puzzle sau să recompun un puzzle al orașului dispărut. Și cele mai multe dintre ele costă bani. De la câțiva euro la câteva zeci de euro o singură carte poștală. Da, trebuie să le plătești? Da. Câte am dat eu de astea? Uite, eu nu mă pricep să fac rost de bani, așa că mie îmi place să fac cadouri, știi? Da. Mai ales cele germane, făcute de nemți în primul război. Dar de unde le-ai luat? De la particulari? Ele au fost făcute în Focșani în 1917-18 și s-au întors în Germania, iar la aproape un secol urmașii celor care le-au avut le-au pus la vânzare pe internet și eu și încă alți pasionați le-am adus în țară. Oricum este una, nu vreau să le spun telespectatorilor chiar totul, pentru că eu sper că le-am stârnit curiozitatea să vadă și să cumpere acest album. Eu vă spun, încă nu l-am cumpărat pentru mine, că n-am avut atâția bani, dar l-am cumpărat pentru cineva, m-am dus și l-am dus cadou și am făcut o mare bucurie acestor oameni și că au stat nopți între să se uite la el și pentru că totuși orice s-ar spune, amintirile ne sunt amintiri, cu astea plecăm dincolo când ne-o veni sorocul și nu te poți despărți de amintirile astea, pentru că o simplă poză îți creează alte amintiri, da. Mi s-a zis că e un album de lux, că arată foarte bine, dar eu i-aș zice un album, o ediție de suflet, pentru că am pus tot sufletul meu în albumul acesta și e și un album omagiu, cum bine a remarcat o prietenă de-a mea, pentru că pe supracopertă aici i-am dedicat-o maiorului Gheorghe Pastia pentru clădirile pe care le-a lăsat moștenirea Focșanului. Iar aici, pe partea aceasta, este Franz Coroșeț, cel mai important fotograf pe care focșanii l-au avut și a căror fotografii se află în album, nu știu, cred că vreo 30, 40, 50 de poze făcute de Coroșeț, mulțumită căruia putem să știm cum arătau anumite zone din Focșani. Îmi spun, oamenii se comportau conform perioadei pe care au trăit-o și asta se întâmplă și acum. Era o relație elegantă, lumea știa să se comporte, să se salute, să se gândească unul la altul altfel decât se întâmplă acum. Dar uite că în tot haosul ăsta, stimați telespectatori, există și oameni care își dedică tinerețea, că Sorin e un băiat foarte tânăr. Alții se duc în cluburi de noapte, el a stat și a conceput acest album super pe care cu tot dragul aș vrea să-l aibă toți focșenenii în casă. Este așa o chestiune de patriotism până la urmă. Sorin, eu ce să spun, că îți mulțumesc foarte mult că ai venit astăzi la mulțumesc noi. Mulțumesc și eu și voiam să vă spun că este sâmbătă aceasta la Ateneu, la ora 17. O să fie o prezentare a focșanilor de atunci și focșanii de astăzi, în cadrul căreia se va putea procura și acest album de cei care n-au reușit să vină la lansare și care îl doresc. De sâmbătă la ce oră? La ora 17. De sâmbătă la ora 17 la Ateneu, stimați telespectatori, la Focșani. Sorin vă invită să discutăm, că o să fiu și eu acolo, despre ce ar putea sau ce înseamnă sau ce ar putea să însemne acest album pentru sufletele noastre până la urmă. E așa, o mândrie. Îți mulțumim mult, Sorin. Succes! Mulțumesc și eu, mulțumesc! Succes, felicitări! Mulțumesc! La revedere! Thank you.
Oh.